Hristos a înviat. Lume dimineață, biserica deschisă, Părinte Ioan. Vedeți că lumea crede în Dumnezeu Hristos, vreați? Adevărat, vreau să vezi. Asta așa din partea ce mi-a pus prin suflet. Pentru barbă, să fie o barbă, mai pe masă. Apoi așa spune că cărunteța este înțelepciune, dar înțelepciunea lucrează cu cărunteță împreună. Adică Dumnezeu, dacă ne-a dat înțelepciune, noi trebuie să facem izvor de viață nesecat. Corect. Că dacă undeva izvorul seacă, atunci este jade mare, plângere și setea ce înseamnă. Zilul lasă să plece, să-și mai idei și în apă rece. Ca focul să-l împotorească și limba să nu răcorească. Iar atunci, într-adevăr, se spune că aceasta lucrează în înțelepciunea. Și permanent izvorul trebuie să fie deschis, ca nu cumva undeva să se oprească apa. Să înceapă seceta. Că în seceta, am spus cuvântul, este că te arde ceva din toată puterea. Așa că aici este izvorul de viață și trebuie să fie întotdeauna deschis, ca cine va dori ca cerul să bea apa izvorul, să vină aici să-și potorească seceta. Corect. Și amin. Ne aflăm la Cotoba. Suntem în direct. Chiar așa mi s-a pus pe inimă să venim la Părintele Ioan, fiindcă mai pot emisiuni cu dumnealui la Droghe TV, dar știți, odată numai două ore țin. La, în direct am fost mai multe ore, dar când avem și noi timp, dar satana totdeauna îți cerești timpul ca să n-ai pentru Dumnezeu. Ce ați spune la asta? În primul rând este inima omului. Inima lui omului scrie și pline de bunătăți. Asta un sponsor din Franța. Doamna Angela Angelina, îți mulțumim. Nu importă de unde. Importă că acesta se urcă la cer. Doar izvor de viață de mila. Ce spune Mântuitorul? Ai văzut unul flămând, dă-i o bucată de pâine. Ai văzut unul însătat, dă-i o cană de apă. Ai văzut un sărit să-l primești cu bucurie. Și dacă undeva cineva este gol, să-l îmbrăci pe el. Toate acestea sunt cele care împodobesc inima și o fac un depozit plin de bunătăți. Totuși, în cer, am sănătate ce m-a spalat. Desigur, desigur că toate acestea, când faci lucrare bună, s-o face în numele Domnului Hristos. Că El o primește. Și iată, eu o folosesc, El o primește. Și acum, dacă vine vremea undeva, că te întâlnești și ne-ai dat, Hristos să arată, eu te-o primește. Cum acum e situația în biserică? Lumea vine mai mult în legătură cu situația de Ucraina? Nu ne afectează situația din Ucraina. Durerea este cu noi. Când n-ar trebui să se întâmple ce se întâmplă. Asta este durerea, este cu noi. Dar noi venim aici, când nu ne mulțumim Lui Dumnezeu, nu vreau să fac mult datorare la Ucraina asta, dar mulțumim Lui Dumnezeu, zic, înseamnă că lumea află în biserică. Care noi ce vrem și discutăm, adică situația sau durerea celor care nu sunt de jurul lui. Și noi nu suntem bădășe. Poate că întreg, noi nu avem durerea lor, când te lovești, atunci este durerea întreg. Dar în simțul de credincios, noi avem durerea lor și ne închipim că poate mâine să fim noi în locul lor. De ce trebuie acum să ne rugăm ca Dumnezeu, prin rugăciunea noastră, prin postirea noastră, prin dragostea noastră, să oprească o răutate și o întunecime care încearcă ca să acopere lumina. Dar lumina nu va acoperi niciodată. Totuși, în Biblie, tare de multe ori menționat cuvântul pace. Mai mult decât război. Dar n-ați observat că lumea acum mai mult se rogă pentru pace. Dar în Biblie scrie că când se vor ruga pentru pace, știți că atunci își rugați că să continuați gândul. Iată, la Apostol Pavel către Tesalonici, într-adevăr, în cartea 1 Tesalonici, 5 cu cerici. Sau 5 cu 20, dar 5 cu 5. În fine, ce spune el? Când vor vorbi toți de pace, să vă pregătiți pentru un război. Fiindcă noi nu suntem întotdeauna deschiși cu inima față de Dumnezeu. Nici de aproape nostru. De ce lucrarea aceasta care noi strigăm pace? Eu merg cu pace, dar se câștig. Dar înăuntru inimii lucrează un vicreșug. Foarte prost. Am să eu deja camera și am să arăt cu cine suntem. Suntem cu Ion.
din droche, chiar de aici, din sat, eu îi zic așa, un fel de bodyguard, uitați-vă ce e. Dar am venit cu o problemă și a domnului și a mea. Eu tare mulți dușmani, Părinte Ioan, îmi fac și de atât am să fac o rugăciune și dumneavoastră toți să vă rugați, voi rugavă ca să vă rugați totuși pentru dușmani. Dar Ion vrea pentru patima asta, lepădarea fumatului. Da. Dar ce am observat pe stradă ca dumnealui credincios, cum se închină la răstigniri, nu știu mai așa om. Sau toți aici sunt așa. Nu, mulțumim lui Dumnezeu, adică aici el o face asta, trebuie să fie o pildă tuturor, fiindcă el este crescut de mic în biserică. Și dacă undeva au făcut, spunem, un timp sau distanțat sau depărtat, asta îl face pe dânsul că acum el să se apropie cu mult mai mult de biserică și să dea dovadă că s-au născut fără țigară în gură. Și poate nu e atât de păcat mare fumatul, dar e un lucru atât de urât înainte de Dumnezeu, că nu te poți apropia de Dumnezeu, că Dumnezeu este miros de bună mireazmă. Ceea ce este mai frumos și mai... Nu. Și atunci când tu te duci cu Duhul acesta de Duhul, Dumnezeu nu poate fi primit. Una. Doi. În satul acesta, întotdeauna i-am învățat pe toți să margă și să închine la biserică, fiindcă aici avem cel mai bun prieten. Prietenul cel mai bun al nostru este Iisus Hristos, care s-a răstignit pentru noi. Și viața și-a dat pe noi și încă cu moarte ce, cu moarte pe cruce. Dar pe cruce ne-a arătat pe toți. Înseamnă că noi trebuie acum să păstrăm aceasta când trece până la biserică, să ne închidăm prietenul nostru, dătătorul de viață. Cei ce ține de dușmani, adică dacă avem dușmani, la Sfinții Părinți, care au dus o viață întregătate cu Sfinții, o viață întregătate cu Hristos, și au înțeles ce înseamnă să te repezi însuși de tine, să-i cruce, să urmezi lui Hristos. Eu înțeles lucrul ăsta. Acum Sfinții Părinți ce spuneam? Că noi, eu dușman de pildă, nu suport pe nimeni. Eu nu am dușmani. Nu am. Eu m-am pe mine dușman, sufletului meu și inimii mele. Că eu, de pildă, el, dacă fumează, el e dușman sufletului lui. Dar dumneavoastră nu poți fi dușman. Ba da, mă poți să mă pui în încercare. Asta este bine. Că prin încercarea, că de pildă, spunem așa, Sfinții Părinți vorbesc în graiul lor, prin ispite se mântuiește omul. Dacă n-ar fi ispite, n-ar fi nici mântuirea. Și atunci când cineva a venit către părinți, a spus, părinte, am un dușman pe diavol. Adică să roage pentru Dumnezeu să îi izbevească. Dar el a spus că nu te ruga să te izbevească. Dar roagă-te la Dumnezeu să te întărească, să-ți biruiești dușmanul cu plândețe și cu bunătate. Amin. Și să-ți deschizi depozitul inimii cu lucrurile cele bune care descuie cerul. Mulțumim de sfaturi înțelepte. Ne-o ruga și noi mai mult și chiar și v-aș ruga încă o dată și pe dumneavoastră. Pur și simplu, așa e un timp acum că lumea invidiază, eu nu știu, parcă facem numai bine, dar cât mai mulți dușmani îți capiți. Totuși, Biblia, până la urmă, spune că Iisus Hristos va birui. Nu Biblia. Însuși Mântuitorul care au dictat lui Moise ce să scrie. Adică Duhul lui Dumnezeu au dictat lui Moise. Prin Duhul lui Dumnezeu s-a dictat. Și Mântuitorul spune, îndrăzniți că eu lumea am câștigat. Iată, deja. El spune, îndrăzniți că eu lumea am câștigat-o. Eu lumea au câștigat-o. Și atunci să vedem ce este lumea. Lumea este plină de invidie. Este invidioasă. Dar ce este, să spunem, biserica? Este iubire, dragoste, fiindcă capul bisericii este Hristos. Și aici nu poți fi niciodată mânii, ură, îngăfară. De ce? Că Hristos spune așa Dumnezeu, ia că aici Scriptura vorbește, dar vorbește Mântuitorul. Și când zice că Dumnezeu atât, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe Fiul Său mâncare lumii. O dragoste ca aceasta, nu poate nimeni niciodată să o prezinte. Dar au fost Sfinții Părinți care, după cuvântul Mântuitorului, că poate să fie ucenicul lângă învățător și poate să fie robul lângă stăpânul său. Adică cu viața, cu comportamentul lui care o duce și Sfinții Părinți atât au iubit pe Dumnezeu când au pus înainte lor nimic lumesc de invidie. Ei n-au avut niciodată imagine. Vedeți că imaginea strică tot. Dacă imaginea ce este? Că aduce în închipuire păcatul. Și dacă noi n-am avea imagine, noi n-am avea nici răutate. Dar biserica nu are imagine.
iar e numai desăvârșire, iar e numai chemarea la ceea ce se numește izvorul vieții. Și asta de ce noi trebuie să știm că lipsă avem de dușman, dar de ce? Că noi nu socotim pe nimeni dușman, ci poți să socotim un fiu risipitor rătăcit, care se duce undeva în rătăcire și risipește avutul părintesc și poți să te duci într-o țară, acolo unde poate fi foamete și cuvântul Dumnezeu nu există. Și atunci rămânem la ce se numește anecdote și la cuvântul rășcoapele porcilor. Vă mulțumesc mult, vă mulțumim. Aș vrea puțin despre biserică. Biserică văd că e renovat sau nouă chiar? E nouă, din nou a început biserica. În 37, în 1937, aici a fost pornit un fundament de biserică. Dă-mi rog, noi știm lupta aceasta care întotdeauna am spus că ce este lumea invidie și toți se tem de biserică. Adică ce să arătăm de biserică? Biserica arată lumina. Biserica te îndeamnă că biserica nu se luptă cu omul, ci se luptă cu păcatul omului care îl poate duce înspre pierzare. Și atunci au distrus fundamentul care a fost aici și biserica nu a mai fost ridicată de cel Nicolae Bucur, care multe biserici a făcut. El era din Soroca, un om care cu frică de Dumnezeu și cătitorea bisericile. Și se ducea cu jertfă și cătitorea. Dar după multă vreme, în 2003, s-a început aici biserica. Adică locașul acesta, deci care au fost oamenii, au dat partea aceasta de pământ pentru biserică, aici și a fost cândva plănuită pentru biserică și era ca acum o proprietate a bisericii undeva înstrăinată și acum ea vine din nou, cum spunem, să nu case părintești. Și biserica mai cu greu s-a construit, dar s-a construit până la momentul acesta și în vremea perioadei când era pandemie, în 20, atunci prima dată a fost deschisă biserica și s-a început slujirea în biserică. Mulțumim! Am dorit ca să vă dorim că nu numai luni, cum noi am venit și uitați-vă biserica deschisă, dar să fie în toate satele deschise, cam acum e momentul când lumea strigă pace, atunci să ne pocăim, să venim la în fața lui Dumnezeu. Poate și eu am păcătuit cu ceva în fața dumneavoastră, îmi cer iertare și eu. Domnul Valentin, vă cunosc, adică mai mult v-am cunoscut până ați venit la mine într-o bună zi, ca o surprindere mi-ați făcut atunci și ați venit la mine și m-ați găsit așa, cum m-ați găsit în moment. Dar vă cunoșteam foarte bine, că îmi plăcea mult când cineva are un interes deosebit, cunoaște sau formulează bine niște întrebări care trebuie să le aduci omului la lumină și la cunoștință, că de multe ori s-ar pune întrebarea la întrebare. Ce este întrebarea? Întrebarea este o dorință a omului care vrea să-și aibă o liniște, o mângâiere spirituală și pogorirea Duhului peste inima lui, ca el să înțeleagă bine ce are făcut mai departe. Și totodată ce ar fi un răspuns? Ca să dai un răspuns, să-ți mângâie totdeauna durerea, să te aducă în albe aceea care mama te scalda liniștit cu dragostea aceea de mamă, și să uita la tine cu inima mare, mare, cu o inimă mare, așa, să-și vadă rodul și podoaba. Și atunci mă bucuram foarte mult de întrebările pe care le-a spus. Și apoi eu, cam des noi atunci s-a avut, dar o perioadă da. Au dispărut și mai bani pur și simplu tot e o leacă de... Dar fiecare stărui să trăiască din ceva și avem poate un surplus... De atâta mai telefonam mai des, acum să vă spun eu, Dumnezeu a lucrat până la urmă. Dragul meu, eu pot să vă spun un singur lucru și în privința banilor și acelalt. De pildă, aud că mare majoritate din preoți se duc piscotare, că acolo le plătește mai bine sau ceva. Eu n-am făcut lucrul acesta, am rămas aici. Până la atâta că am rămas aici, în stare ce care n-ar fi și cum n-ar fi. De ce? Când eu am fost chemat, eu sunt născut ca tare, spiritual, duhovnicesc, sunt născut la Serghei Păsat, acolo la Zagorsk. Da. Pe vreme când se numea Zagorskul. Eu acolo sufletește spiritualul și duhovnicesc, ca apostolul Pavel pe drumul Damascului, s-a născut de nou așa, acolo. Și-au lăsat pelea de șarpe și-au luat, înseamnă ce, pelea bunătăția milului. Și de atunci când am primit binecuvântarea, ca să vin în calitatea de preot să slujesc, eu n-am pus preț pe bani. Știam că banul
este de folos, dar este și murdar. Banul, dacă îl poți căpăta, banul cât ar face, zicem, banul face prietene, dar banul nu păstrează niciodată pe prietene. Și banul face războaie și încinge lumea în război. De ce m-am gândit așa că dacă am pus nădejdea în Dumnezeu, fericit bărbat și spui nădejdea în Domnul Dumnezeu său. Și atunci dacă am pus nădejdea în Dumnezeu, Psalmul 103 spune așa, Dumnezeu va deschide mâna sa și mă va plea viața mea de bunătăți. Dar eu m-am făcut preotul nu pentru ca să am bunătățile, dar pentru ca să iau paharul să-l beau pe care l-au botezat Hristos. Și atunci Mântuitorul mă îndeamnă, dacă voi iubi tată, mamă, frate, soră, soție, copii, moșii, casă, mai mult ca pe dânsul, atunci nu am parte de dânsul. La ce îmi trebuiește într-o viață vremelnică să pun nădejdea în bani și nu pun nădejdea în viața veșnică? Pentru că noi nu cuvântul este vremelnic, dar este cuvânt veșnic. Și acolo unde este veșnic, este periculos când te duci cu bani. Că poate să zică într-o zi, dă-mi sufletul și să-l ceară de la tine. De ce? Că n-ai pus nădejdea în Dumnezeu. Dar Dumnezeu are grijă și ne hrănește. Și sunt mulțumit cu atâta ce mie îmi dă Dumnezeu. Dar eu, dacă am dat jurământul, faceți juruință și le împliniți prin ele. Iată aceasta noi trebuie să avem, să facem juruință și le împlinim prin ele. Eu sunt bucuros că v-am văzut, nu ne-ați refuzat ca să venim. Totuși, astăzi e luni și aș crede că mai bine de dus într-un bar, lunea, poate la mulți le e rău să duc în baruri, totuși noi am venit la biserică. Sper Dumnezeu și am încredere că ne va ajuta la rugămintele noastre și va binecuvânta și biserica dumneavoastră pe dumneavoastră și toate bisericile din Republica Moldova. Dragul meu Valentin, nu sunt un lucru și să vreau să aduc la cunoștință ce spunea Mântuitorul. El este într-o doi, trei, unde discută pe el, unde vorbește de el, nu îl cheamă pe el. Asta este cuvântul Mântuitorului. Unde doi, trei în numele meu, eu în jocul lor sunt eu. Unu, doi. Mântuitorul arată și altă ceva. Adică ce arată? Că dacă doi se unesc la o cerință pe pământ, negreșit vor primi. Înseamnă că desori nu atingem unirea aceasta care se cere. Ai unit? Poți face orice. Această unire noi nu putem acum să o avem. Să ne unim. Că eu, de pildă, dacă Dumnezeu mă rog ceva, și eu în mine, adică în mintea mea, nu sunt curat cu mintea mea și am imagine în mintea mea, apoi mă gândesc, dar el oare să roagă? Eu da, nu trebuie să mă gândesc așa. Eu să fiu fără imagine, fără acesta, înseamnă că eu tot ce m-am rugat și am câștigat. Și mi-a dat el rugat și ai câștigat. E că aici Mântuitorul ne vorbește, ne dă o înțelepciune clară ca să înțelegi ce înseamnă izvor de viață și lumină, cum spune, nestânsă. Da, mulțumesc, eu vreau să duc aici aminte, pur și simplu, mă rugam și eu cândva de transport, vreau o mașină albă și nouă-nouț, așa, cum se spune, dorință avem. Și vă pare, cât timp mă rugam, pe urmă, nu mă închidem ochii să mă rog, vedeam o mașină care stătea cu un covor și cu fotografie. Nu era nimeni pe fotografie și nu mă putem izbăvi de așa imagine. Și mi-a spus cineva, un părinte, că am puțin nu te ruga pentru asta, pentru o mașină. Și undeva vreo lună nu m-am rugat, după asta am început să mă rog, iarăși pentru acest lucru, știți, era curat de mă, vedem parcă și mașina albă și Dumnezeu așa a lucrat, că totuși până la urmă mi-a împlinit dorința și mașină nouă, deja 9 ani e la mine, și albă. Dumnezeu totdeauna răspunde la orice rugăciune. Poate mai târziu, chiar cu tata, cât ne-a rugat noi să predea Domnul, 15 ani. Și peste 15 ani s-a predat, a murit în Domnul. Asta ce am vrut să spun. Eu vreau să vă spun din Cartea Înțelepciunei, tocmai ce spuneți dumneavoastră, dar din Cartea Înțelepciunei, care o avem ca o scriptură și care a lucrat Harul Lui Dumnezeu. Solomon devine împărat. Este un copil. Ce face? Se retrage timp cât s-a retras Solomon, nu ne spune zile cât, hai zicem timp de o lună de zile, s-a retras. Ce a făcut? A un cenunchiat
Și s-a rugat Dumnezeu. Nu s-a rugat nimica. Ce spunem noi, iarăși în înțelepciune. Dăm, Doamne, înțelepciune, pricepere și știință. Și frică de Dumnezeu. Dar el s-a rugat altfel. Dăm, Doamne, înțelepciune, ca poporul acesta măreț, care mi l-a dat mie fără de număr, și în vârsta care sunt eu să-l pot conduce bine. Mai mult n-au cerut nimic, înțelepciune. După aceasta, ce face Dumnezeu? Îi place, îi spune că îi place ce a cerut el, dar îi dă și priceperea, și știința, și atunci și slava, și mărirea, și bogăția. Amin. Iată, vezi că noi câteodată cerem, noi nu le putem să le ducem mână în capăt pe dânsele așa cum le-am cerut. Dacă era să-i dea numai înțelepciunea, poate era. Dar dacă au cerut, i-au dat lui să-l pună și la încercare. I-au dat și priceperea. Că dacă venea împărăteasa Saba și el nu avea pricepere, nu avea să cunoască inima ei pentru ce au venit la dânsul. Dacă nu avea să aibă știință, nu putea să-i dăruiască ceea ce spune cartea cerului. Dar atunci Dumnezeu i-a dat toate și slavă. Omul când are slavă, el se depărtează. Și de ce spuneți că voi căutați slava lui Dumnezeu? De ce nu mă cunoașteți pe mine? Că voi nu căutați slava omului și nu slava lui Dumnezeu. E bine să cerem la Dumnezeu, dar în caz, spune Mântuitorul, cereți, dar nu știți ce cereți. Nu întotdeauna ne este de folos ceea ce cerem. Dar cere la Dumnezeu întotdeauna să-ți dea întregată înțelepciune, percepere, știință, dar frică de Dumnezeu să lucrezi cu Dumnezeu. Asta e. Da. Dumnezeu câteodată ne oprește, dar noi parcă ne gândim, de ce m-a oprit? Dar poate te-a oprit că să nu pățești un accident, am în momentul cealaltă să nu, sau altceva. Ce spune istoria? Hai să vedem istoria îndată. Din 1912. Titanicul. Da, da. Om mare corabie, făcută de un inginer, care a spus că chiar Dumnezeu să vrea să-l lovească, nu-l poate lovi. Ei, mântria omului, asta e nebunie omului. Și atunci spune că cineva se grăbea să se ducă cu Titanicul. Și urcând treptele cele, s-au rupt piciorul. Și-au venit salvare și l-au luat. Și el plângea și regreta. Trebuie să o să vadă lumea, eu n-am să văd lumea. Iată, ei nu au văzut lumea, ci au văzut adâncul Oceanului Atlantic. Da, lumea nu au văzut-o. Așa că întotdeauna noi când cerem, să știm ce cerem și dacă este de folos nouă. Dar mai mult încă o dată zic, Doamne, cum spun Sfinții Părinți, când se rugă așa, zice, Doamne, dacă eu sunt vrednic, apoi izbăviți-mă de contrat în peștera ursului. Dar dacă eu nu sunt vrednic și fac rele, las ursul, dar să mă mănânce. Și ursul l-a mirosit și s-a întors. Înseamnă că Dumnezeu i-a primit pocăința, adică cuvântul smerit. Că de ce tălharul s-a umplut pe cruci? Când unul s-a umplut și altul oprit. Că acela care era mântru a oprit. Dar cel smerit că a zis că eu sunt vrednic de moarte. I-a primit Dumnezeu pocăința. Iată așa întotdeauna să știm că Dumnezeu lucrează cu cea mai decă înțelepciune. De ce? Și Apostolul Pavel spune în cartea sa când zice către romani, adâncă la înțelepciune. Noi am necuprins al bunătății lui Dumnezeu, înțelepciune neînchipuită și judecății lui Dumnezeu nu sunt prevăzute, nici cunoscute de mintea omenească. Amin. Părinte Ioan, vă mulțumesc. Salutări doamnei Vera Bulgari, Bulgaru de la Droche TV. Urmărim totdeauna, vă urmărim. O să mai telefonăm. Vera, eu vreau să mulțumesc, e din suflet. O doamnă deosebită. Da, una deosebită. Adore, ne-au dăruit, adică la emisiune ora aceasta, cât am discutat, am văzut, la bun început mai era cum era, adică uneva îndoieli, dar după aceea am văzut că au început să înțeleagă ce înseamnă să fii fără îndoieli, adică dacă ești îndoielnic, poți să te afunzi și să stenești, dacă nu ai îndoielitate, atunci poți să stenești ca pe apă, ca pe uscat. Și atât îi mulțumesc din suflet că au avut bunătatea și chiar ora aceasta și chiar ne întâlnim în discuții și chiar multe întrebări, ea ne le pune acolo și discutăm. Și întotdeauna se pogoară jos, unde noi, după ce am terminat ora care ne este nouă dată limita vremii, totdeauna mai discutați. Da, mai da. Și dă timp, eu mă uitam chiar după o oră mult, cât 15 minute și lasă. Vedeți cum este, adică spune doamna Vera, că dacă apare întrebare, nu opre. Da. Lasă atâta cât sunt întrebări. Și dacă nu sunt întrebări, atunci emisiunea este, adică... Corect. Bine, vă lăsăm cu Eu Domnul. Eu vă mulțumesc din suflet și doresc, încă o dată zic, ce îmi doresc mie,
Eu nu mă tem a spune cuvintele ce se vă dorește dumneavoastră. Și totodată, prietenul dumneavoastră care încerce acum să-l scos pe dânsul ca, cum ziceau, că burlachina Volga, ceva din adâncul mării, vrei să-l aduci acum pe dânsul la limanul fericirii. El numai să înțeleagă, să vină la limanul fericirii și să înțeleagă că fumatul este dăunător sufletului și trupului. Dar sufletul de ce este dăunător? Fiindcă mireazma aceasta, mirosul acesta prost, de Duhul acesta, nu se poate ridica la Dumnezeu. Cândva m-a dus și mama pe mine la Dumnezeu și eu îi spuneam, zic, mamă, o să te râdă tăți, o să ne râdă, începem la biserică. Nu știem că peste un an am primit și eu botezul, ca să... N-are importanță acolo. Dar totuși suntem cu Dumnezeu, vizităm biserică, care și nu se duce la vreo biserică, totdeauna spun, du-te, Dumnezeu în inimă, rugați-vă, neîncetat. Vreau să mulțumesc celor care au transmis acestea din dragoste, din inimă. E foarte mult, eu transmis, dar la toți mă stăruc câte ceva. Dar păi de ajuns, vezi că asta este luare în seamă. Da, da. Angelina. Că noi am dat tot, dar asta este luare în seamă. Angelina, ia ce nume frumos, Angelina. Mulțumim frumos din suflet, Dumnezeu să primească, să aveți parte întotdeauna de cheia cerului. Că de ce spunea Mântuitorul? Nu jertfăiești, ci mila. Mila care se face că aproape tău, aceasta ceea ce ai făcut nu mi-ai dat mie, eu am să o folosesc, dar e închinatul lui Hristos. Da. Și Hristos mi-a dat mie. Ia de pildă în biserică, preotul slujește în biserică, lumea vine cu darul, spune că e și lui popa, nu este corect. Absolut deloc. Da, da. Ceea ce aduci tu la biserică, aduci întâi lui Dumnezeu. După ceea ce ai adus lui Dumnezeu, sunt ale preotului. Asta Scriptura vorbește. Și noi trebuie să fim ca Abel, să aducem lui Dumnezeu ceea ce este bun. Că dacă eu folosesc ceea ce este bun, apoi tu ai când te duci acolo ceea ce este bun. Dar eu dacă am să dau eu ce e bun, apsam acolo ce e bun, dar care mi l-ai dus tu și îl folosesc, că până l-am primit de la Dumnezeu. Dar tu îi l-ai dat lui Dumnezeu. Așa. Și mulțumesc că întotdeauna să aveți cheia aceasta, cheia milie, că mila este mai presus ca dragostea. Iată ce frumos. Dar Dumnezeu spune că mila jertfă, mila păcii, jertfă laudei. Să primiți aceasta cu milă și jertfă laude, să fie întotdeauna în biserică și în inima noastră, ce este templul lui Dumnezeu. Fică vedeți că pentru aceasta Dostoevski spunea că lumea diavolul s-a luptat cu Dumnezeu. De ce? Cu inima omului. Pentru unii e obositor, poate Ion, dar eu sunt dat cu cuvântul Domnului și noi putem să discutăm și până seară și o săptămână. Să avem totuși, da. Și e plăcut ca să discuți, sau scrie acolo un verset, mai bine să te duci într-o casă săracă, cum corect, decât la o veselie ceva. Păi spune înțeleptul Solomon că e mai bine să fii în casă de jale decât în casă de desfătare. Aceasta într-adevărat este foarte bine să fim întotdeauna acolo unde se cere să fii cu sufletul, cu inima și cu credința. Și noi suntem în casă aici de jale, că aici ne plângem păcatele noastre și vrem din nou să ne întoarcem la casa părintească. Că noi suntem aici niște trecători, călători, care pentru o greșeală, care s-au suferit din neascultare. Dar acum viața s-au făcut foarte mare, s-au încerat. Și adică atât de era păcatul în lume de răspândit și predominat și putere luasă, că trebuia să vină la vreme de apoi, plecând cerul, să vină Fiul lui Dumnezeu, să ia dumnezeirea, adică Fiul lui Dumnezeu să ia omenirea și să ne facă Dumnezei. Dar în altfel, nu știu de atâta, era nevoie să vină Fiul Dumnezeu să răscumpere păcatul lumii. Și acum noi avem pe 70 de ori câte 7 la tani de păcăință, veniți oricând biserica e deschisă, vă așteaptă, brațul mamei este oricând deschis, cât n-ai încercat să spui că mama e rău sau și așa, mama te iubește. Biserica te iubește și o iubit pe toți și biserica, încă o dată zic, nu este ceva lumesc, biserica este mai presus de cerul și mai lată decât pământul și este capul bisericii, este Hristos Dumnezeu. Vă mulțumesc încă o dată. Cu noi a fost Părintele Ioan din Cotova, Drochia. Dacă doriți mai multe informații sau răspunsuri la întrebări, priviți Drochia TV în fiecare duminică, orele 18. Da.
Și am fost și eu, Valentin Borodache, în televiziunea Oamenilor Simpli și Liberi. Și Ion. Da. Bine, o zi frumoasă tuturor. Mulțumesc și să aveți un obicei foarte bun, după orice discuții, chiar dacă noi am vorbit cu Dumnezeu, ne-am vorbit, poate unde ceva. Deci cineva în stingerit, el cer ca să fie iertat. Și eu pe tuturor, el care ceară ar îndrăzi ceva, să comenteze, să mă condamne, să știu, eu iert în suflet. Și pe toți îndemn la cer și iertare ca să ne iertăm unul pe altul. Hristos s-a înviat. Hristos s-a înviat. Domnul Valentin, mulțumesc frumos din suflet. Mi-ați făcut așa o bucurie sufletească și m-ați luat prin surprindere și dacă ați adus cei ce acestea când prevești, spune că acestea se facă roduri 30-60%. Eu voi spune că poate când ești o mire sau un nun mare, cum spune un nunaș, noi ești o bucurie, cum ca să vorbești cu Părintele Ioan. Intrați în biserica la Cotova și vă veți convinge. Da, și eu ce am, pun ultima monetă, dar... Ca văduva, suntem într-o gând. În caravana bisericii care au fost. Da, fiindcă într-adevărat a fost laudată văduva cu cei doi bănuți din presusința inimii ei. Cât ceea ce faci din presusința inimii. Și iată ca la încheiere să vă spun așa ce spunea înțelept Solomon. Cineva da întrebarea, care este Doamna cea întâi pe lume? Și atunci Solomon răspunde, eu sunt Doamna cea întâi pe lume, numele meu e înțelepciune, născut din veșnicii, pe când pe aici nu era câmpie. Nici munți cu coamele pe zare, nici văi cu ape și zvoare. Al meu a fost întâi cuvântul când Dumnezeu a făcut pământul și când au scos nori din mare, eu am fost acela care m-am scunat și am spus, anume, nimic nu există fără înțelepciune. Deci, fraților, fiți tari călei, simple și nimionească mie. Cine înțelepciune cată din om mai este om odată. Să fiți oameni întotdeauna și căutăm înțelepciunea ca să fim întotdeauna oameni, să fim acei care spunea că înțelepciunea s-a dovedit a fi dreaptă între fiii lui Dumnezeu. Să avem parte. Și cine nori să potrivești cu Dumnezeu, într-un fiul lui Dumnezeu, cu Dumnezeu va fi asemenea. Amin. Vă mulțumesc din suflet. Rămâneți cu Domnul totdeauna.